Dragi doamne educatoare, sunt Monica Davidescu, actrița a Teatrului Național din București și mă bucur tare mult să mă aflu astăzi aici și să vă fac o recomandare. Cred că știți deja că mie îmi plac poveștile, îmi plac copiii și că eu însă am rămas în sufletul meu un copil și că da, mă regăsesc în toate bucuriile acestei vârste. Tocmai de o bucurie vreau să vă vorbesc astăzi, de o bucurie pe care dumneavoastră o puteți face la final de grădiniță. Editura Litera, locul în care mă aflu astăzi aici, a pregătit o cutie foarte frumoasă, un pachet pe care dumneavoastră îl puteți oferi copiilor la finalul anului de grădiniță. Hai să vedem ce conține această cutie minunată. Un caiet de jocuri și activități potrivit fiecarei vârste, o cărticică, dumneavoastră veți putea alege dintr-o multitudine de cărticele, iată, avem aici un pui de vulpe rătăcit, Zog, Oscar și excursia cu cortul, o coroniță frumoasă, să pe care copiii și vor pune pe cap și vor face o fotografie frumoasă la uh, sărbare, o medalie cu care se vor lăuda în fața părinților și o diplomă pe care dumneavoastră puteți să scrieți numele copilului și anul de grădiniță pe care l-a terminat și un joc sau o jucărie în funcție de ce alegeți dumneavoastră să fie în pachet, în așa fel încât copiii să rămână cu o amintire extra extraordinară în cutia cu minuni a fiecărei familii. Acest pachet se găsește la un preț convenabil, așa că, dragi doamne educatoare, vi-l recomand din suflet. Să vină vacanța, nu e așa?